emoționați, încrezători, cu planuri mari și hotărâți, cel puțin declarativ, să se apuce de treabă. Așa sunt candidații la primăria capitalei și la primăriile de sector, care au făcut azi rând pe rând baie de mulțime la secțiile de votare. Îndemnul lor pentru bucureșteni a fost să meargă la urne, dar a cam rămas fără ecou, așa cum spuneam, Bucureștiul fiind mai degrabă printre codași. Cel mai mic procent al votanților prezenți la urne, raportat la numărul de locuitori, este în sectorul 3. Voi aveți acum pe ecran tot ce se întâmplă în toate cele 6 sectoare, adică în sectorul 1 prezența este de 37% și, într-adevăr, sectorul 3 este la 27%. La polul opus, cum vedeți deja, este sectorul 1, unde au fost la vot mai bine de 40% din locuitori. Primul candidat care a ajuns la urne a fost Cristian Popescu Piedone. A venit însoțit de fiul său, Vlad, care este și el candidat la sectorul 5 în locul tatălui său. Am uitat să iau ștampila asta, să știi. Alo, mi s-a terminat tușul. A fost foarte, foarte bine să votez primul, dar cam complicat cu aceste 5 buletine de vot. Primarul general și predarea ștafetei la sectorul 5 lui Vlad Popescu Piedone se va face între orele 20 și 22. Zâmbitor de mână cu soția, actualul primar al capitalei a ajuns la urnele amplasate la liceul Jean Monnet din București aproape de ora 9:30. Emoționat, actualul edil a fost cât pe ce să plece cu ștampila din secția de votare. Am votat pentru onestitate în viața publică, am votat pentru realism în viața publică, pentru că e important ca oamenii politici să ne spună, să spunem pe unde suntem și ce putem realist să facem. După o așteptare de un sfert de ceas, Gabriela Firea a intrat la urne însoțită de actualii primari ai sectoarelor 3 și 4. Aproape a stat și liderul PSD, Marcel Ciolacu. Recunosc că sunt emoționată, foarte emoționată, nici nu prea am dormit, dar asta vom recupera ulterior. În uralele susținătorilor a plecat de la urne Sebastian Burduja. Aceasta cred că e victoria acestei zile, speranța din inimile bucureștenilor. Primarul capitalei este ales de cei mai mulți români după președinte, așa că miza este extrem de mare. Funcția este cu atât mai importantă dacă ne gândim că favoriții cursei pentru București sunt actuali și foști edili, dar și foști miniștri. În total sunt așteptați la urne aproximativ 1.800.000 de bucureșteni. Pentru votul lor este concurență mare și la sectoare. Mereu o să am emoții pentru că lucrurile pe care le facem pentru oameni trebuie să iasă cât mai bine. Susținuți de colegi de partid sau de familii, toți candidații s-au arătat optimiști. Ceea ce mă interesează, pentru că vorbim de tineri, este să se facă în sectorul 1 acele centre multiculturale. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Sunt foarte încrezător că lucrurile vor arăta foarte, foarte bine. În timp ce unii au venit cu copiii sau soțiile în secțiile de votare, alții au mers singuri sau s-au înconjurat de greii partidelor care îi susțin. Am votat astăzi cu multă speranță pentru viitorul sectorului 2. Trebuie să se dezvolte mai bine. În sectorul 3 sunt înscriși pe liste cei mai mulți alegători din capitală, în jur de 450.000 de persoane, aproape cât sectoarele 1 și 4 la un loc. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.